Bună, aventurie! Bine ați venit la un nou challenge cu ouă! Sunteți pregătiți? Da! Acest challenge se va desfășura în următorul fel. Eu voi pune aici 3 ouă sau mai multe. Iar voi... Vrei mai multe? Voi trebuie să ghiciți culoarea ouălelor. Galben, roșu, portocaliu, roz, mov, verde. Fără negru, fără gri, fără maro. Da? Doar în acest video mai este un personal, tati. Un iepure rău. Care o să vă ia ouăle în caz că nu le ghiciți. Deci, să înceapă războiul. Ce ne facem? Sau provocarea. Ghicim? Da! Ok, runda 1. Da. Închideți ochii. Nu trageți cu ochiul. Cineva se uită. No. Bebe. Ochi închiși. Nu văd că este cutia în față. Avem aceste culori. Sunteți pregătiți? Trebuie să fiți rapizi. Da. Nu trage cu ochiul, nu. Cu cine începem? Cu tati! Nu, cu Nicolas. Zi o culoare. Repede! 1, 2... Verde! Nu! Bebe o culoare. Roz! Da! Ai ghicit! Prima frânge a lui tati! Au bombonele înăuntru, da. Andreas? O culoare? Verde! Tu ce culoare ai zis? Verde. Tot verde ai zis? Mm-hmm. Altă culoare, nu verde. Nu. Oricum n-ați ghicit, nu. Mai departe. Blu? Ce culoare e blu? Albastru. Da! Bravo! Bebe, o culoare? Galeniu. Deja ai zis albastru. Nu mai merge odată albastru. Galeniu. Gata, ai ghicit. Andreas? Roșu. Nu! Ce ne facem? Cumva, cumva, tate câștigă ouăle rămase. Un ou este! Yes! Ai ghicit! Bravo! Era vorba doar o dată să începe. De data asta l-am lăsat. Am învins! Nu trebuie să lăsăm pe tati să ne fure ouăle. Deocamdată ați câștigat prima rundă. Mai urmează... Runda 2. Tati are dreptul să le vadă, pentru că tati nu ghicește culoarea. Avem culoarea asta, e culoarea principală, asta. Da, avem culoarea asta, asta și asta. Hai să începem! Păi ca să vă spun care e culoarea principală. Sunt mai multe. Gata, acum începem cu Andreas. Repede. 1, 2. Verde. Nu. Eric? Verde. Tu mai ai zis verde, nu e verde. Acum e rândul lui Nicolas. 1. Repede. Albastru. Da, ai ghicit, albastru. Și primește? 2 ușoare cu puișor. 2 ușoare? Stai jos. A crescut miza și nu-mi place că pierd. Nu e roșu. Ai said roșu. Nu e roșu. Vrei să zici tot roșu? Nu zic tot roșu, pentru că deja a spus cineva că nu e. Păi da, dacă nu ghicește, iei tu. Tu trebuie să-i ajuți, eu trebuie să-i... Păi l-am întrebat, să știe că Eric a zis roșu și nu e roșu și te-am întrebat. Andreas, nu este roșu, ceea ce înseamnă că este altă culoare. Care? Continui cu roșu? Și ce ne zici? Este... Repede. Care roșu? Tu ai zis deja roșu. Gata, mergem la Nicolas. Dacă nu spui. White. Ce culoare? White. Alb? Nu e alb. Așteaptă-ți rândul. Ce culoare crezi că e? Blu. Albastru? Albastru. Păi ai spus albastru tura trecută. N-ai luat un nou albastru? Ai două? Uitat. Ai uitat. Care pink? Roz? Roz. El alege tot timpul roz. Ta-da! Da!
Portocaliu. Portocaliu. Pococaliu. Pococaliu. Porcocaliu. De data asta, cât a câștigat tati? Nimic. Încă mai are șanse tati să câștige. Tati. Uite, de la început. Tati. Vrei să-i dai un nou? Tati. Uite, ei au avut o tură asta și vor să-ți dea și eu unul. Da. Mulțumesc. Îi dai tu unul, nu tati? Cineva acolo îl iubește pe tati. Și tu? Mă dă eu. Aaaa, uite cine! Zice că ți-a dat deja. Noi am făcut această provocare în engleză și tati a câștigat tot. Și mai vrea, de-aia facem și în română. Și să vedem. I-ai dat, da, la sfârșit, da, un nou ușor. Da, tati, ce zice de la fiecare. Și eu un nou, poate-i câștig și eu unul data viitoare. Runda 3. Nu trage cu ochii, mistă bebe. Închideți ochii. Cineva nu închide ochii și va fi descalificat. Cineva trage cu ochiul acolo. Aha, aha. De data asta sunt și mai multe. Au fost două data trecută, de data asta sunt... Trei. Trei. Nu le spune. Andreea, zi o culoare. Omul. Portocaliu nu e. Bebe, zi o culoare. Aia, pink. Roz. Iar a câștigat. Da. Aaa, numai roz. Toate ouăle sunt roz. Nu. Nu. Nu, nu, nu. Portocaliu. Da. Portocaliu. Albastru. Albastru. Cineva nu a câștigat data trecută. Și nici nu a vrut să împartă ouă cu tati, ceea ce înseamnă că are șase marțăpiate de data asta. Nu! No! Încă o încercare și gata! Eric, ce e? Ce culoare? Ce culoare? Brown. Maron, nu avem culori urâte, avem doar culori drăguțe. Ce culoare crezi? Verde! Da, ai câștigat! Stai așa că cineva se gândește, oare să împartă cu tati sau nu? Cineva i-a dat un nou și nu tati, cineva, cine nu i-a dat data trecută? Ica! Da, așa mă fac cu... Gata! Ce alegem, ce alegem? Roșu! Nu! Stai jos! Eric? Cale... Stai așa, stai așa că spun eu! Roz? Nu roz. Albastru. Nu albastru. White? Alb? Nu e alb. Eric. Bebe? Roșu. Roșu, nu e! Hai, Nicola, zi! Repede, zi! 1, 2, 3, 4, 5. Andreea, zi, stai jos! 1, 2, verde! Da, ai câștigat! Bebe, ce seamănă cu roz? Cineva șoptește! Nu! Cineva trișează! Zi! Păi ce culoare zice Niculas? Purple, purple, adică mov. Mov. Ești sigur? Hai ghici. Runda, ce număr e? Am uitat. Două? Nu e două, trei, patru, cinci. A treia. Gata, am pregătit. Culorile acestea sunt... Mami. Ziceți... Cu cine începem? Cine vrea să zică culori? Ziceți culori repede, toți! Eu! Zi! Calea pink. Roz, altceva. Calea pink. All color pink, toate sunt roz? Pepe! Mov, bravo, ai ghicit! Wow, și are și un iepuraș pe el. Da! Mov, ne-a pink. A zis el mov, gata, altă I culoare. Pink in the sky. Nicolas,
Eu zic că e... No. Nu ai voie să dai cu ochiul, bebe. Nu este negru. Nu este negru. No. Negru nu e culoare. Albul și negru nu sunt culoare. Zi repede. Roșu? Nu. No. Roșu e preferata mea. Altă culoare. Verde. Altă culoare. Eee, dar ce e asta? Yellow. Nu e galben, culoare. Da. Ai ghicit. Păi, dar cum vrei tu ca tani să găsi altă culoare? Altă culoare. Bebe, zi repede o culoare. Albastru. Ai ghicit, ai un iepuraș. Uite, am un mami cacadurudu, un baby cacadurudu. Mm-hmm. Cacadurudu înseamnă cucurigu. Înseamnă un... O găină. Nu. Un pui. Un cocoș. Ah, un cocoș. Cineva a căzut la datorie acolo jos. Se gândește deja la ciocolată. Oh, leu, dar să știți că nu dăm toată ciocolata odată. Ca să nu plecați în cosmos. Culoarea ușoarelor este cea pe care trebuie să o ghicească, pentru că astea sunt toate la fel, deși asta e fetiță și ăștia-s băieți. Nu o trage cu ochiul. Sau pierzi deja în trecerea. Stați acolo, stați acolo, stați acolo, stați acolo. Ce culoare? Ziceți culori repede. Andrei? Verde? Ai ghicit! Yeah. Ai câștigat! Eric, o culoare! Galben. Nu! Albastru, da, ai ghicit! Tu ai zis? Verde, tu ai spus albastru? Ce culoare e cutia? Ce culoare? Galben! Ai ghicit! Avem un puișor! Mai avem un puișor cu ou? Cine a zis verde? Tu? Andreea, da. Și încă un puișor cu ou. Nu, ai lei de egg. Ai făcut un ou? Și acum urmează ultima rundă. Iepurii ăștia sunt așa mari că nici măcar nu încap în cutie. Dar de ce le zici ce e? Că sunt niște iepuri. Dar de ce le zici ce e? Păi dar nu le zic culoarea, le zic că sunt iepuri. Fiecare are un nou și voi trebuie să ghiciți culoarea. Asta, asta sau asta? Asta e căsul. Ai ghicit! Portocaliu, orange înseamnă portocaliu. Bebe, zi o culoare. Nu roșu. Repede, Nicolae. Galben, da, ai ghicit și Bebe? Ai spus deja galben. Altă culoare. Ca cerul. Cerul, ce culoare e cerul? Tot timpul trebuie să-l ajungi, ajută mai multe ca mine. Ce culoare e cerul? Pink. Câteodată este, l-a apus. Îl agităm că e micuț și Andreea nu mai are stare. Andreea o să-ți iei zborul. Păi da, încearcă să te ajute. Ce culoare? Albastru. Bravo! Ia faci ca Bebe și albastru. Ia uite! Ăsta chiar e un iepure mare. Oh my goodness! Gata, este cutia goală, nu mai apar o magicenia. Haideți să vedem ce ați primit. Tu ai majoritatea ouălor albastre și verzi. Bebe are roz. El e cu roz și mov. Iar Andreea are galben și portocaliu. Vă plac? Tati are și el. Nu ți-au dat și ție? Da, tati s-a ales cu rămășițele, adică ce-a primit de la copiii lui dragi și iubiți. Adică am primit 3 ouă. Dar tu crezi că eu o să le mănânce pe toate astea? Sau mai purăm din ele? Eu zic că e timpul să mergeți la culcare. Și să lăsați ouăle cu tati. Ei vor să plece, dar eu vreau să le dau o surpriză, un bonus de participare. Bonus de participare? Ta-da! Niște ouă cu surprize!
Câte unul pentru fiecare. Dacă vreți să vedeți și cealaltă parte a acestui video, tot cu surprize, intrați pe The Valentine Kids. O să-l pun aici la sfârșit. Și noi ne luăm la revedere. Paște.